Ok. În Portugalia, în România. Și în Portugalia și în România. Să urc pentru toți și noroc. Salut din partea tuturor și mult noroc pentru toți. Ok. Noroc. Noroc. La voastră sunt TV. For noroc, cum fazere ganea nou viziu. A reușit performanța de a recupera cele 10 puncte pe care CFR-ul le avea la finalul turului de campionat. A câștigat ultimele 9 meciuri din retur, însă, cu toate astea, nu a reușit să cucerească titlul de campion. Augusto Inácio a demonstrat în cele 4 luni petrecute la Vaslui că este un antrenor profesionist și are un deosebit respect pentru oamenii care îl înconjoară. A promis în urmă cu ceva vreme ca la finalul campionatului, indiferent de poziția pe care va termina FC Vaslui, va ciocni alături de jurnaliști un pahar de vin de port. Și s-a ținut de cuvânt. Mas o que interessa é o simbolismo deste momento. Dar ce e interesant că simbolizează momentul ăsta. Ok, vai dar só um pouquinho a cada um. Pentru fiecare foarte puțin. Mas se tiverem em pé, vão cair para o lado. Dar dacă mereți plecați de aici pe picioare, o să vă luați dintr-o parte în alta. Ok, vamos fazer aqui um noroc. Ok? Să dăm un noroc. Ok, special. De la întâlnire nu au lipsit nici liderii Peluzei Nord, care i-au oferit Lusitanului un tricou personalizat alături de un fular cu FC Vaslui. Dacă Inácio a venit cu vinul de Porto, jurnaliștii i-au oferit în schimb vin din Podgoriile natale și o sticlă tradițională de coniac. Și ăsta negru, sculău se cheamă la noi. Ești tu? Pot face mai oameni? Eu sunt mai oameni? Si. Hey, sunt mai copii. Strong. Mais abaixo, não tem maneira, tem maneira. Eu neste momento não preciso disto, estou há muito tempo aqui. În momentul ăsta nu-i trebuia asta, că are vreo 3 luni de când e aici. Deci dacă bea sticla asta, nu trebuie să ne cheme și facu mătrii. A urmat un spectacol marca Augusto Inácio. A făcut pas în doi cu schimb de locuri cu jurnaliștii pe care i-a luat la bani mărunți. Yes, mister. O que é que tu achas deste último jogo que nós fizemos contra o Cluj? Ce părere ai despre ultimul joc pe care noi l-am făcut contra Universității Cluj? A fost foarte bun. Toate jocurile au fost la înălțime. Da, muito bonito. Todo jogo está muito grande por nossa echipa. Se cunoaște că antrenorul și-a pus amprenta pe echipă. Está importante e tudo por olhar que o antrenador faz grande trabalho com a echipa. Mulțumesc! Te gândești că în anul viitor adversarii vor plăti mult contra noastră ca să ne câștigăm? Ca de obicei, vor plăti ca de obicei. Cum abitual. Dar de data asta fără nicio șansă. Para próximo ano, sin oportunidade. Pentru că Inácio e de la început. Porque Inácio iniciar... Do Vaslui está nas preliminatórias Champions League. Care e părerea ta despre cum vom evolua în preliminariile Champions League? Vom merge mai departe și vom ajunge și în grupele Champions League. Vă să ieși de pe eliminatoria, ieși în grupa de Champions League. Și după? Și după aia? Și după aia în primăvară. După, mai spara simă. Ok, nu putem împăta, ne pierdem niciun joc pe el. Si. Ca să știi, nu avem voie să facem niciun egal, nici să pierdem niciun joc. Augusto Inácio a luat drumul Portugaliei. El se va reîntoarce la reunirea Vasluiului pe data de 11 iunie, iar pe 12, întreg lotul lui FC Vaslui se va deplasa în primul cantonament din această pauză competițională.